că se pretește și să-și aline durerile și încercările și triumfânte. E foarte interesant această armonie a omului cu natura. Aici o legătură directă cu natura, pentru că frunza nu este un instrument prelucrat de om, cum este vioara, copta sau alcoolul, de exemplu. Omul intervine. Aici este un dialog, am zice, cu natura brută, așa cum este ea. Este o liturghie cosmică și dacă aveți bunăvoința, v-aș propune un cântec liric la fluier și la voce care exprimă tocmai această dragoste a țăranului față de tine.